Scandal în Huedin. Mai mulți cetățeni au acuzat că brânza cumpărată din piață duhnește atât de tare încât nici animalele din ograde nu vor să o mănânce. Brânza cumpărată avea un miros înțepător de acru care a stat în pungă mai multe zile, tare ca piatra. Așa ceva nu trebuie comercializat. Azi dimineața am dat-o la găini, nici lor nu le-a plăcut. A transmis un cetățean revoltat din Huedin pentru ziar de Cluj. Direcția Sanitară Veterinară este responsabilă cu verificarea permanentă a produselor din piețele agroalimentare. Noi facem controle de regulă în zilele de marți și vineri. Verificăm în special produsele din punct de vedere organoleptic și verificăm documentele pe care trebuie să le aibă cei care aduc spre vânzare produse alimentare în piață. Noi nu facem niciodată analize propriu zise ale produselor. A declarat dr. Stan Mihai, responsabilul circumscripției sanitar-veterinare zonale. Oamenii sunt hotărâți să se sesizeze și protecția consumatorilor despre calitatea îndoielnică a produselor cumpărate.